625 kg fasole boabe, 500 kg cârnați, murături și 500 litri de vin. Acestea sunt ingredientele care vor alcătui meniul pe care giurgiuvenii îl vor savura pentru prima oară cu ocazia Zilei Naționale. Anul acesta, 1 decembrie, este sărbătorit și la Giurgiu cu tradiționala fasole cu cârnați, care va completa clasica paradă militară. Angajații cantinei de ajutor social vor pregăti 5.000 de porții cu mâncare pentru giurgiuveni. Pentru acest meniu trebuie să mulțumim sponsorilor care au fost alături de Primăria Giurgiu, Consiliul Local care a aprobat. Toate se fac prin Direcția de Asistență Socială a municipiului Giurgiu. Giurgiuvenii care iau zilnic mâncare de la cantina de ajutor social sunt bucuroși că autoritățile au luat exemplul altor orașe din țară oferind fasole cu cârnați de Ziua Națională. Ați auzit de meniul de 1 decembrie? Nu. Fasole cu cârnați? E bun. Dacă să n-avem mai bine, ce să fac? Bucătarii s-au gândit și la cei care postesc în această perioadă, așa că vor pregăti și porții de fasole simple, fără cârnați. Fasolea și vinul fiert vor fi servite duminică 1 decembrie, începând cu ora 13, în piața Tricolorului din centrul orașului.